Ați deschis dumneavoastră cutia cu mai multe, cu firma care ați avut-o înainte de a intra la Consiliul Județean. Da. Vă rog frumos să lămuriți situația, pentru că știți că discuțiile la fel în temperul nu face. Da, e atât de simplă ca bună ziua. Toți cei care au firme și sunt asociați sau asociați sau acțiuni, simplu. Deci dacă cineva vrea să vândă, cumpără cine poate, nu? M-ați înțeles? Ei, nu m-a speriat cine a cumpărat, nu m-a deranjat, eu n-am avut cu ce, că dacă aveam, fiind sigur că cumpăram, că știam că este o activitate viabilă, o conduceam. Și restul sunt niște speculații răutăcioase. Între timp s-au mai înstrăinat din alea, dacă o să verificați. Așa au mai cumpărat și alții. Dacă aș avea posibilitatea și mi s-ar oferi un preț sigur că fiecare totul e de vânzare, dar problema este că trebuie să trăiești din ceva, știți? Adică, și lucrurile trebuie văzute în acest context și în contextul obiectiv și real al lucrurilor, nu altfel. Știți cu toții, mai seama la firmele unde sunt sau mai mulți acționari, unul într-o zi se supără sau își face altă socotă și bine. Deci dacă cumpără cineva, ce? Poți da peste mână, nu cumpăra, nu știu ce, poți să-l împiedici sau să te dezici de ce. Eu n-aș vedea de ce nu s-a eu vreau să spun un singur lucru. Când s-a făcut tranzacții prin tot târgul ăsta și sunt fel de fel de terenuri închiriate, cumpărate, nu știu ce, n-a sesizat nimeni. Cum de să se sesizează cineva acum pe o chestiune minoră de niște procente cumpărate de cineva? Cum de n-au sesizat atunci? A, erau gurile albe a altora și nu era cazul. Dar dacă nu se întâmpla necazul ăsta care a fost acolo, mai era de relevanță și importanță. Lucrul ăsta s-a întâmplat prin 2006, când colegul meu și un prieten, amic, pot să zic, Ciprian Pavel, a plecat în Canada. Plecat în Canada și a vândut și da, sigur că cine a putut și cine a avut cu ce, a cumpărat. Asta e tot. Care este problema? Adică am făcut un management performant, am ținut firma pe profit, în top, n-a întârziat o zi, o minut, n-a existat un coleg de-al meu care să zică de când lucrez eu și dau semnet salarii, nicăieri, niciodată că am întârziat cu o zi mai devreme, cu două, cu trei am dat. Și dimineață întreba cineva că dacă cum e de procedat într-o direcție. Băi, cum e de procedat? Acum nu mai am soluții, că eu soluțiile sunt aici, știți? Când nu au luat bani de 6 luni de zile. Vă dați seama, în familie, cu copii, cu școli începute, cu, când te duci într-un mediu din ăsta și n-ai cu ce să-i pui copilul, trebuie să-i pui mere să mănânci, nu e simplu. Nu știu ce să, nu pot să dau soluții pentru alții. Colegii mei, prima mea grijă a fost ca ei, treaba mea cum, necum, să plece cu bani acasă, că știu că la nivelul lor, la posibilitățile lor, înseamnă enorm de mult. Barem respectul și considerația ca să-și ia banul la timp. Deci asta am urmărit și în rest nimic numai. Dar, sigur, v-am răspuns la întrebare că era firesc să răspund, că știam că vine cândva. Și am să mai dau explicații pe această temă și despre altul. Vă mulțumesc mult!